Magnus Mirnaki versus Andrew Teda. Antrenament, piept, biceps, triceps, spate, umeri, picioare. Sfaturi pentru începători? Bun. Salut, maestre, salut colega. Marius este colegul meu indirect. Suntem amândoi legitimați într-un club afiliat Federației Române de Culturism și Fitness. Amândoi suntem competitori, numai că eu m-am apucat de sport la 45 de ani și m-am apucat de sport cu aerobic, cu altele, ca fapt divers. Andreea? Andrușca, la fel. M-am apucat acum 2 ani și jumătate, aproape 3 ani, aproape 3 luni. Și, într-adevăr, sunt și eu o totodată competitoare în cadrul Federației Române de Culturism și Fitness al României. Bun. Ideea este că ea s-a apucat la 41 de ani. Bun. Dragă Marius, este un mesaj pentru creșterea sportivilor. Deci ești un om foarte bun, n-am nimic să-ți reproșez, doar vreau să-ți dau un feedback. Un feedback. Bun. Numărul 1. Da, 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 da. Din seria, da, gândiți că nu doare. Atenție, nu-i pentru tine, Marius, asta. Cu Andu Preda o să fac alt episod, că el chiar nu știu. Uite, să-mi scrie în comentarii cineva, nu mai știu nimic de el. Pe canalul lui de 5 luni n-am mai postat nimic. Chiar nu știu ce-i cu el. Pot să zic că stă îngrijorat, poate, de la COVID. Bun, numărul 1, Marius. Noi creăm oameni frumoși. E clar, da? Culturismul creează oameni frumoși. Există însă o întrebare esențială, incipientă. De ce un om să aibă mușchi? Pentru că mușchii, știi cum e, consumă mâncare, bani și multă lume, cred că inclusiv tu, nu ai copii. Deci cine vrea să aibă copii, oricum nu poate să facă niște antrenamente super, super tari, pentru că îi trebuie și o odihnă multă, îi trebuie și... Da, bineînțeles că mulți concurenți au copii, e clar asta. Dar cel mai bine să delimităm, foarte important, de ce lumea vrea să facă culturism. Pentru că e ceva logic. Sunt pe Federația Română de Culturism, la naționale, vin maxim seniori, juniori, masters, maxim cred că 500 de persoane din toată România. La cupe, care anul trecut nu s-au făcut, tot așa, un 300. Bine, la Pro Nutrition și restul de competiții private, bănuiesc că tot ceva de genul, până în 500. Cum a fost și... Îmi scap acum, am un lapsus. Noi n-avem prompter. Bun. Da, Stimpex, parcă. Ceva de genul. Sau Semplex. Semplex, scuză-mă, Semplex. Nu contează. Bun. Ce recomandări am pentru tine? 1. Știi că ai spus de multe ori în sală că tu nu lași muzica din sală, că nu ai voie din motive de copywriting. Nu este adevărat. Nu este din motive de copywriting, pentru că orice, sunt multe clipuri care au. Ideea e că nu mai poți să monetizezi acel video. Adică să câștigi 2 euro la 2000 de vizualizări. Adică 10 lei mai pe scurt. Deci tu câștigi 10 lei la 2000 de vizualizări. Nu e un lucru rău. Dar vreau să spun că de aceea tu nu folosești muzica originală. Nu e un reproș, dar câștigurile adevărate, eu în primul rând, cât ești tu de sportiv, eu sunt om de afaceri. Bine, sunt și sportiv foarte bun, am peste 10.000 de ore de experiență, chiar sunt bun. Tu ai IEFS-ul, da, deci sincer nu credeam că ai IEFS-ul, adică m-ai impresionat când am săpat un pic pentru tine, nu mult,
Nu mult, eu nu sunt ca tine foarte tehnic, foarte, nu am acuratețe, nu vorbesc engleza așa bine ca tine, vorbești foarte frumos engleza. Ideea este asta, cu monetizarea. Deci banii se fac altfel, m-aș bucura să stăm de vorbă. Bine, productiv pentru cine? E logic, că pentru auditoriul nostru. Tu ai un auditoriu fantastic, pentru că ai rezultate fantastice și ai un mare atu. Tu ai, eu am stat 35 de ani la laptop, minim, poate 14 ore pe zi. Am zis minim, atenție, cred că și sâmbătă și duminica. Bine, nu chiar toate, o mare parte. Tu ai făcut atletism, ai făcut box, deci practic cred că de la 12 ani ai început sportul. Este foarte bine pentru tine, deci e superb. Practic ai toată viața ta, ai 36 de ani, eu m-am apucat de sport, n-are rost să mai repet acum, bun. Cum spunem noi, muncă titanică, important e să te menții. Da, băi, nu, că se menține, da. Marius. Bun. Numărul 2. Ne-ai prezentat în chestia cu tabelul, sculele tale. Vezi, când filmezi, microfonul se vede aproape cât capul. Eu zic, nu știu, lasă-l mai jos sau nu știu cum, dar se vede, nu știu, e ciudat de tot. Deci vezi, uite, capul meu e atâta, să zic, și microfonul tău e tot atâta. Nu știu, părerea mea, nu știu. Da, nu știu ce să faci cu el, dar e prea mare. Nu știu, exact, microfonul pune-l undeva în lateral. Știi? Uite, acum eu ascult și pe Buhnici. Bine, Buhnici n-a nicio treabă cu sportul. Dar acum îmi dau seama că el îl are pe lateral, de-aia nu prea se vede. Cu toate că e tot mare. Bun. Iarăși te admir pentru toate device-urile cumpărate, că ne-ai arătat neonul ăla rotund, umbrela și etică. Deci chiar te admir. Te admir. Mie ce mi s-a părut foarte interesant bine. Și mi-a atras atenția și Adidas din colțul peretelui. Da? Are niște Adidas. Eu nici nu i-am văzut. Nu-i problemă. Nu, ideea e că e tot ok, dar nu știu, mi se pare, era bine părerea mea să faci un video separat, era foarte frumos. Un video separat. Marius Mitrache pentru creșterea calității canalului, uite ce am cumpărat. Părerea mea, ai făcut la biceps acolo, bun. Acum, e ce recomandare sportivă pentru auditoriul tău și chiar și pentru tine? Eu ce am învățat de la un profesor care are cel puțin 200 de medalii de aur cu competitorilor pentru biceps, singurul exercițiu de bază, bază înseamnă, pentru cine nu știe, multiarticular. Este tracțiune. Bineînțeles că tracțiunea cred că are efect poate și 50% și pentru mușchii dorsali. Dar tracțiunea prinde toate cele trei capete ale mușchiului. Adică, cum ai spus tu, știi cum ai spus, planul sagital, transversal și mai un, îmi scap acum, eu nu vorbesc cu prompter. Sagital, oricum nu contează, cele trei planuri. Da, îmi scapă, dar cred că mi-aduc aminte în ce vorbesc. Și bicepsul, da, bicepsul e biceps, îi prinde toate capetele, nu că tricepsul are trei capete, scuză-mă, că de-aia e biceps. Bun, deci cea mai bună este tracțiune. Și există o preobosire, un izolat. Izolatul înseamnă o singură articulație. Și că mi-a plăcut, de la un moment dat ai spus în termenii noștri de instructori, e și noi, deci, exact, cred că am uitat să spun asta. Tu ai facultate și eu am facultate. Numai că, din păcate, eu sunt inginer. Bine, de fapt, e chiar o calitate, pentru că eu gândesc un pic altfel. Deci avem facultate amândoi. Ce mai este important? Deci, exact, există preobosirea cu un exercițiu izolat sau se face tracțiunea și după aceea, eventual, părerea mea, maxim, încă două exerciții, nu trei. Dar bine, fiecare face cum vrea.
Bun. Deci încoate, nu mi-am notat, să zic, aproape nimic. Ce mai era cu ele? Ți-am zis ieri. De ceva timp te urmăresc. Nu, alea de alea te-am vorbit. Ok. Să discutăm despre bazele de nu. Ce în urmă se bun. Microfonie, muzică... Cu muzica am vorbit de monetizare, cu microfonul am vorbit. Mai era ceva, dar ideea este că acum o să fac altfel de video, pentru că nu vreau să citească Andreea de pe hârtie. Nu dă bine. Eu acum, noi astăzi suntem fierbinți și facem picioarele. Vreau să spun că sunt foarte recunoscător pentru tine și Dan Cristian, pentru antrenamentul SST, care eu, dacă aș fi în locul tău, n-aș mai spune SST, că SST ar trebui să caut eu pe Google. Este Sarcoplasma Stimulating Training. Așa e frumos, măcar prima oară să spui. Sau de fiecare dată spui, domne, Sarcoplasma Stimulating Training, care eu îl voi numi SST. Pentru SST. Cine, Doamne, iartă-mă, știi ce e asta? Nu mulți sunt deștepți, să zic, ca tine. Eu a trebuit să caut pe internet ce înseamnă SST. Pot să zic că mi-ai schimbat viața. Eu l-am adaptat un pic. Noi eram pe alt antrenament al unui guru, cum s-ar spune. Era antrenamentul de 80 de secunde, care îl făceam, din păcate, de peste un an. N-am mai făcut periodizarea antrenamentelor și am mers pe ăla. Oricum nu mergea rău, dar de când fac acum un mix între al nostru și SST, este dezastru mondial. Deci ești, pot să zic că m-ai ajutat mult, chiar m-ai ajutat. Mulțumim! Bun, deci asta încă o dată. Lume mai bună. Exact, da, ăsta e interesul nostru, să facem o lume mai bună. Da, ce este important, eu acum o să-mi fac antrenamentul de picioare și o să vorbesc, să zic, de la microfon. Pentru ca să am hârtiile în față, să vorbesc mai clar, așa, mai coerent. Bine, ideea este că țin la voi, oameni buni, și împreună să facem sportiv mai bun, o lume mai bună. Da. Și să instruim oamenii corect. Hai totuși că mi-a mai venit o idee acum. Nu ai specificat cam în niciun video la sfârșit, domne, măi românilor, faceți mai nene stretching la sfârșit. Deci e foarte important, că de-aia se fac rupturi musculare și alte probleme de articulații. Apropo, uite, mă dau un pont acum, cine o să-mi iau hate la greu, dar nu-i problemă, că eu iubesc hate-ul. Eu mă hrănesc, cu cât mă înjur mai mult, dai putere. Se numește așa, cu cât arunci cu cărămizi în mine, eu o să-mi construiesc o casă de la tine. Deci, cine aruncă, da, exact, aruncați cu cărămizi în mine ca să-mi construiesc o casă. Bun. Bine. Nu-i problemă, că pot să am și 10 case. Dar ca să înțeleagă haterii. Deci cine îmi dă, dați ca lumea, dați, aruncați în vreo 50 de cărămizi odată, ca să-mi fac casa mai repede. Bun. Ce de pont? Da, păi pontul a fost trecing. Pontul 2, da, hai să zicem cu încălzirea, dar e mai spus de multe ori. E ok, plus că cea mai bună încălzire, nu mai contează, ai spus de încălzire, ai mai spus, e ok, e în regulă. Da, ce mă deranjează, și am mai vrut să fac un video pe tema asta, după apele adânci, tot ai spus că o să faci tu un video cu concluzii. Video-ul ăla n-a mai apărut, deci treaba asta e de vreo 3 luni. Nu-i problemă, că nu neapărat trebuie să și faci și promiții, dar trebuia, zic eu, să faci un video unde să zici, domne, eu nu mai fac ce am vorbit. Deci asta e tot. Și ce mai vreau un sfat, prietene, să-ți dau, cu toate că s-ar putea, poate, să știi mai bine ca mine, te felicit pentru că ești vegetarian, vegan, de fapt, că vegetarianul e și lacto și etă, că tu ești vegan, dar nu știu, cred eu că cârnații ai tăi cu miros de afumătură și alea, nu știu,
dacă îți prea bun pe termen lung. Nu zic nu, fă ce vrei. Și dacă tot îți place să studiezi, vezi că a fost prin anii 80, parcă era Mister Olimpia Sergio Oliva, care cu nutriționiști de-aia adevărați și cu o grămadă de, să zic, de oameni care îl ajutau, a încercat să facă performanță cu vegetarism. Nu cred că chiar cu veganism, hai să zicem cu veganismul, și n-a ieșit experimentul. Eu m-aș mira să iasă oricum. Dacă este cum ai spus tu că te-ai ținut de veganism și ai rezultatele care le-ai avut, chiar te admir. Deci jos pălării, arăți bine, tu oricum cred că ai și un genetic și contează treaba care ți-a spus la început, că dacă ai început la 12 ani să faci sport, pe tu ești clădit, ești, ai fibra ca lumea, exact. Eu sunt clădit, bine, culmea că n-am fundul mare de la laptop, știi? Îl am normal. Deci... Ce bune? Da. Bun. Bun. Și asta mai e pentru tineri, mai ales că ai spus pentru începători, pentru tineri, mă, oameni tineri. Mai întâi trebuie să aveți viața, are patru planuri. Planul fizic, bine, stai că n-arăt așa, că se interpretează. Planul fizic, planul carieră, planul familie și planul spiritual. Să zic, în planul spiritual se includ și călătoriile, se includ, să zic, datul la pește, etc. Bun. Și ce vreau să spun tinerilor, voi în primul rând, mai ales și care stau cu chirie, bine, și noi stăm cu chirie întâmplător, dar noi stăm cu chirie că așa vrem noi, nu că n-avem bani de casă. Deci, v-am zis, am bani, am destui. Bine, nu-s la mine, stați niște că nu puteți să mă, că nu-s la mine, sunt la fosta nevastă. Bun, deci mie n-aveți ce să-mi faceți, și eu n-am. Dar nici nu vreau că am auzit ceva vorbe, puile, că în cimitir, că nu te primește cu bani, firar mama lor, dar în cimitir nu te primește cu bani. Nu te și nu neapărat că vreau să-mi facă cineva statuie, dar gratitudinea și semnificația se dă la persoanele care dau. Și apropo de engleză, give. Deci persoanele care dau, alea vor fi puse undeva sus. Știi cum e? Uite, eu, Mihai Eminescu, m-a învățat lumea căci că a murit de la sifilis, că era curvar. Nu, el era, iubea România și politicienii ăștia nenorociți l-au distrus. Apropo, trebuie să-mi fac și un pic de reclamă. Dacă ăsta e un canal care îl avem de sport și mai avem, de exemplu, canalul, aoleu, mi-am auzit înainte de Marius acum, canalul Botniță cu Andreea și Răzvan. Și dacă dai Botniță cu Andreea și Răzvan, acolo, bine, apare un video cu Botnița, bine, am două videouri, două cu Botnița. Eu sunt anti-Botniță. De ce? Că eu, știți că e o tâmpenie, da? Dacă nu știți de ce, e simplu. Dați Botniță cu Andreea și Răzvan și vedeți de ce. Am văzut multe filmări ale tale și ți-am și dat comentarii. Nu făceam video ăsta dacă mi-ai fi răspuns la comentarii, dar n-ai răspuns la comentarii și n-a răspuns nimeni, că nu știu, ăștia sunt uniți. Cred că, să zic, comentatorii tăi și n-a, nu știu, n-a reacționat niciunul. Că ai zis, bă, dacă guru meu, guru fi Marius, bă, dacă guru meu poartă Botniță, hai să port și eu. Și dacă prostul ăsta, să zic că-s eu, ăsta ne instigă pe toți să nu purtăm Botniță, păi cum să mă pun eu rău cu Marius? Cred că asta a fost, că n-am primit, cred că un like, nu știu dacă am primit pe comentariul ăsta, ce ți-apreciez mult, că nu le-ai șters. Jos pălăria. Da. Deci pot să zic că oricum țin la tine și ești în inima mea, dar pentru treaba asta țin mai mult. Înseamnă că nu ești frustrat și asta e bine, că nu avem nevoie de oameni frustrați. Bun. Stai așa că mai ziceam ceva, am pornit de la ceva, stai, nu, nu mai mi-arăta aia. Da, treaba cu Botniță, exact. Acum mi-am asta aminte de fapt unde vreau să ajung. Marius, noi trebuie în primul rând să salvăm și lumea. Tu nu vezi ce se întâmplă? Nu știu ce părere ai cu vaccinul. Bine, eu sunt antivaccinist, că ăsta nu neapărat deștept. Dar ascult Nașul TV, o ascult pe Diana Șoșoacă,
pe care, uite, o iubesc mult de tot. Ia uite, eu sunt aur. Bine, nu sunt membru, n-am fost membru de partid niciodată în viața mea și cred eu, dacă nu mă propun ăștia de senator, deputat, ceva direct, așa ca pe Diana, nu mă bag. Iar mie îmi place ca și Butan foarte. Da, da, apropo că știi engleză, exact. Și toți care știți engleză, să vedeți adevărul despre coronavirus. Dați Rashid Buttar. Bine, e un american. Puteți să dați interviuri. Și Didier Rau. Deci, Marius, ideea este că să aducem valoare și să salvăm și planeta un pic. Deci, măcar un pic, să salvăm planeta. Bun, stai că am pornit de la ceva și am ajuns la ceva. Deci era planul fizic, care tu ești expert. Bine, și eu sunt expert. Eu mă consider în culturism, hai zicem, de 3 ori mai slab ca tine, dar din cauza că am gândirea asta de inginer și, din păcate, părul ăsta alb, suntem într-un fel, pe același plan. Bun. Atenție, băieții cu mușchi. Voi mai întâi să aveți, dacă aveți bani, da, dacă aveți bani, faceți sală cât vreți. Mă, oameni buni, dar dacă n-aveți bani, în părerea mea, și eu am fost o perioadă, eram nebun și neinstruit. Eram prost cum am venit. Pentru că știi că alea, până faci alea 10.000 de ore în culturism, mai e și prost. Și mergeam de 7 ori la sală pe săptămână. Un om, un culturist, hai să zicem, merge de 4-5 ori, bine, plus aerobul, adică cardio, să zicem că ar merge de 7 ori, că mai merge de 2 ori pentru, așa, un pic. Eu cel țin, vă mai dau un pont acum, că eu vreau să câștigați bani de la mine. Dacă tot te uiți, vreau să câștigi bani. Duceți-vă la sală în fiecare zi, măcar economisiți 4 lei cu dușul, da? Un duș, vezi că am făcut eu socoteala. Oricum, da, oricum economisești măcar un leu, doi. Un metru cub de apă e 12 lei de apă caldă. Plus că noi câteodată mai se întâmplă, uite, să n-avem. Deci mergeți la sală măcar jumătate de oră ca să faceți duș. Faceți cel puțin abonament. Exact, 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 tot ai abonament. Exact. Deci uite, v-am dat un pont. Cine a stat până la minutul ăsta? Mamă, nu vine să cred, 23 de minute, Doamne ferește. Bun, cine știe, eu iubesc și pe martorii lui Jehova, dar sunt creștin ortodox. Și pe evanghelii și pe toți. Bun. Oameni. Deci oameni buni, ăștia cu mușchi. Dacă câștigi bani din culturism, din videochat chiar, asta e, deci nu e o rușine. Deci dacă faci videochat și trebuie să ai mușchi, nu e o rușine, du-te la sală de 40 de ori. Dar dacă ești un om cu familie, de ești angajat, mergi la sală de maxim 2-3 ori pe săptămână, maxim. Că nu știu dacă merită nici dușul ăla. E vorba de timp, de... Da, stăm de vorbă. Deci aici vreau să mă provocați în comentarii. Stăm de vorbă. Eu chiar vreau să aduc valoare la orice om. Deci crede-mă, mă înjuri sau mă iubești, eu o să-ți aduc bani acasă. În orice ar fi. Eu am un singur ghinion. Aduc bani la toată lumea. Deci eu aduc bani la toată lumea și vreau să aduc în primul rând țării noastre bani. Pentru că dacă degeaba suntem noi, mamă, Neckerman, sau bine, cine nu știe cuvântul ăsta, că ăsta e un cuvânt ăsta, să zic, de bătrân. Da, nu se mai spune. Da, nu se mai spune. Cine vrea să arate Ronnie Coleman. Asta e de-a voastră. Cine vrea să arate ca Ronnie Coleman sau ca alții, trebuie să se gândească, îmi jertfesc buzunarul familiei mele, pentru că culturismul e totuși scump și nu câștigi după urma lui decât foarte rar. Și vă dau un exemplu din fotbal. Câți oameni câștigă din fotbal real? Pe toată planeta câte sunt? Deci, n-are rost să vă spun, exact ca la culturism. Deci, mulți și-au rupt oasele și cred că știți asta în culturism. Deci, câți culturiști sunt la 53 de ani? Hai, spunem și noi. Bine, nu ție, Marius. La ascultători. Foarte puțin sunt. Deci, aveți grijă. Cel mai important este buzunarul vostru, oameni buni, familia, și după aia este
într-un fel, sportul, să nu exagerezi, să arăți bine. Deci eu n-am făcut sport până la 45 de ani. Și sunt cât de cât acolo. Sunt, dar oricum anul ăsta o să arăt foarte bine. Și chiar m-aș bucura, Marius, dacă vrei, uite, acum îți fac și o propunere. Eu vin cu sfaturi despre bani și aș vrea să scoți din mine cei mai buni pentru naționalele de anul ăsta. Anul trecut am fost cel mai prost an la naționale. Păi da. Da, aș vrea, dacă vrei. Nu e obligator. Doar dacă vrei și îți face plăcere. Femei, păi automat că dacă îmi spune mie, n-ai cum, că tu n-ai cum să scapi de mine, știi cum e. Mă, nu, se ia. Asta e ultima noastră problemă. Oricum, Andrei arată de 10 ori mai bine ca mine, din punct de vedere scenă. Bun. Bun. Deci urmează restul de cuvinte. Da, exact. Ea e prima mea elevă campioană. Gata? Am dat. Trage de coate. Da. Aia n-a fost un posing. Stau foarte rău la posing, dragilor. Bun, deci de la mine doar o să câștigați. Numărul 1. Ce trebuie să știți. Tot timpul noi purtăm centură. De centură pune. Centura. Hai că mai bine vorbesc eu. Centura, uitați și la Andreea. Vino tu aici. Are dublu rol. Odată îți protejează spatele. Da, este, noi și vindem centuri. Sunt centuri profesionale. Le recomand mai ales la persoanele numai cu burtă, sunt foarte bune. Deci îți crește temperatura pe mijloc și oricum te protejează. Știți că facem astăzi genoflexiuni, da? Bun. Ce mai era? La un moment dat o să intre și un mare concurent al României, un mare campion național, Emilian. Să vă explice că mușchii se fac cu bara olimpică și cu greutăți, nu la cabluri. Păi cam asta e tot. Eu am început antrenamentul, am făcut o serie. Bagă și tu până filmezi un posing. Bagă, mișcă-te și tu. Da, de ce nu? Știți că Ivanski e concurentă. Deci am făcut doar o serie. Bine, din păcate acum vreo 10 minute, că până am pregătit filmarea, am făcut o serie de genoflexiuni doar cu 6 kg. Acum fac cu bara o serie. Și oricum încep eu să vă povestesc ce aveam de spus. Bun, deci ăsta e antrenamentul. Astăzi noi facem partea inferioară cam de 2 ori pe săptămână. Și astăzi o să facem numai genuflexiuni și îndreptări. Atât astăzi. Bun, avem multe secrete. Bine, hai că filmează tu puile. Pentru cei care strâng dinții, un cauciuc. E foarte bun să nu strici dinții. Deci eu i-am mai stricat din cauza că n-aveam un cauciuc. E cea mai ieftină soluție. Puteți să vă mai faceți și la dentist, dar am dat iarăși 300 de lei, bani pierduți. Dintr-o bandă de aia care am cumpărat-o, am tăiat câteva bucăți și am cauciuc. Îl am pe ăsta de un an jumătate. Serii științifice de 80 de secunde. După aia fac antrenamentul învățat de la Marius. Bine, un pic compilat de mine. După aia încă o serie de 80 de secunde și am terminat genuflexiunea. Apreciez și te felicit, Marius,
Pentru că în multe din înregistrările tale spui să ajutăm animalele pentru că ele nu au nicio vină, adică să le mai dăm de mâncare sau să le ajutăm, nu mai contează. Bineînțeles, în principiu, mâncarea e cea mai importantă. Și eu iubesc animalele, însă eu iubesc mai mult oamenii. Și dacă simți ce se întâmplă în aceste timpuri, oamenii sunt mai importanți decât animalele din punctul meu de vedere și eu vreau să-i ajutăm. Te-aș ruga frumos, mai ales pentru tine care ești vegan, vegetarian, să știi că există o mare diferență între morcovii cumpărați din piață de la țăran. Atenție, există și la țărani aceiași morcovi care poate sunt unde îți place ție, parcă în Carrefour și Kaufland, parcă știu că ai tu obiceiul să faci cumpărături, parcă și Cora. Însă eu îți garantez că legume, pastârnac, morcov, țelină, sfeclă, ca să nu mai zic ouă, da bine, tu nu mănânci ouă. Asta pentru cei care mănâncă ouă. Deci nutrienții și mai ales micronutrienții de calitate sunt în produse cât mai naturale, plus că ajutăm oamenii. Cum tu vrei să ajuți animalele, eu iubesc un pic mai mult oamenii. Bun, bine, înțeles că și tu iubești, că altfel n-aveai canalul ăsta. Tu, și tu iubești oamenii. Logic. Bun. Nu mi-am făcut neapărat, nu-s ca tine, așa foarte planificat. Uite, hai să ne uităm și la greutatea mea. Bine, pentru 53 de ani, deci am pus 20 odată. Și știu, parcă am mai pus, ia să vedem cât am mai pus pe bară. Să vedem cu ce greu. Ah, asta e, da, încă o serie a lui Timothy Ferris. Deci, uite, îți dau iarăși un pont acum pentru tine personal. Să studiezi cartea 4 ore corpul. Timothy Ferris a cheltuit poate peste 100 de mii de dolari pentru informațiile din acea carte. Îți recomand și ție antrenamentul cu maxim 2-3 serii de 80 de secunde reale cu o pauză de, el spune 3 minute. Da, chiar recomand și eu 3 minute. Deci este un antrenament superb ăsta pe care eu l-am făcut mixt. Asta o să vă mai spun. Bun. Acum pentru tine. Ție, sigur, îți plac banii, Marius. Și ca să câștigi bani mai mulți, am impresia că tu știi bine limba engleză. Eu ți recomand să faci înregistrările subtitrate în engleză. Sau bine ar fi, uite acum mi-a venit o idee mai genială, faci aceeași înregistrare în limba română și aceeași înregistrare în limba engleză. Pentru că o să ai mulți mai mulți și mulți mai mulți clienți pe canal. Cred eu că ăsta e interesul tău. Deci o să ai în loc de, hai zicem, 100 de mii, poate 150 de mii de români, bine, care stau și prin străinătate, logic, dar o să ai, poate s-ar putea dublu, triplu, va triplu de străini din alte țări care altfel nu s-ar uita la tine în veci. Că n-au cum să se uite, că ei nu înțeleg limba română. Bine, asta e și handicapul meu, numai că eu, spre deosebire de tine, eu sunt, cred eu, zero barat la engleză. Bun, acum începem seriile învățate de la tine, de fapt de la Cristian Dan, care la rândul lui le-a învățat, uite, îmi scap acum, am un lapsus, de la noului antrenor. Deci am pus acum 20 cu 10 și cu 5, 35, deci 90 de chile cu bara olimpică cu tot. Și cred că mai pun acum două mici. Normal eu le făceam cu 95, dar din cauza că am, de fapt, da, chiar 95 fac.
Da. 95, da. Oricum, pentru 53 de ani e superb. Este super, superb. Și eu am și un handicap, să zic, sunt destul de înalt și oamenii înalți, știi că... Sau ei, nu, am pus doar de 1,25, da. Deci sunt 92,5 kg din greșeală. Deci totuși, când filmezi, cu toate că mă filma Andreea, ai trac, ce să mai... Mai ales când vorbesc cu un om ca tine, care ești super minunat, intervine un trac și o... Și tot felul de probleme, cum am și acum. Bun. Bun. Ce să-ți mai spun eu ție? Da, e bine oamenii să informăm corect. Că mulți oameni se uită la Cristian Dan, se uită la tot felul de culturiști, uite, la Andrei Deiu sau alți culturiști și ei vor să ajungă ca ei, dar ei au servici. Uite, tu nu ai servici. Pot să zic, în principiu, nici eu nu am servici. Deci, nu se pot compara oamenii care au servici cu oamenii care nu au servici. E o mare diferență. Și plus că pe mulți putem să-i punem chiar în pericol. Deci trebuie informați corect oamenii. Bine, până în 35 de ani nu-i problemă că duci. Dar eu mă refer mai mult, eu sunt expert pe oamenii peste 45 de ani, pentru că asta e vârsta mea. Deci chiar sunt expert, mai ales de când o antrenești pe Andreea și pe femei cu copii, efectiv. Deci femeile cu copii sunt altfel decât femeile fără copii. Logic. Altfel sunt cu și cu talia și cu poate au cezariană, au operații, au... Da. Dacă te uiți sau cineva are de comentat, într-adevăr, poate mă aplec un pic mai mult, dar așa am eu conformația defectuoasă, să zic, și mă aplec, dar duc bine pe lombar. Recomand la persoanele care se apleacă ca mine să facă genuflexiuni doar cu bara olimpică în față. Sunt cel puțin și pentru mine mult mai bune, dar am avut antrenament cu o zi, două înainte și de umeri, de deltoid și efectiv nu puteam să-l duc. Bun. Deci asta e. Și ce te mai rog? Bunicii tăi, străbunicii tăi, mai ales, ai origini sănătoase tu, Marius. Trebuie un pic, măcar un 10% din toate înregistrările tale să fie și pentru țară, Marius. Tu clădești oameni din punct de vedere al structurii fizice, dar un pic trebuie să ne și unim, noi ăștia care avem și mușchi, și suntem activi, clar, suntem mai activi decât alții. Trebuie să ajutăm lumea să ne unim împotriva, pot să zic chiar, a ocultei. Este o... Nu, mai ales, uite, cine mă ascultă și e angajat să se gândească că el plătește taxe, plătește impozite și mulți bani sunt sifonați. Știți și voi, în borduri și în alte prostii. Și e bine să fim patrioți, de strămoșii noștri, bunicii, străbunicii, și-au jertfit viața. Și noi stăm cu o bodniță pe gură. Eu mi-aș permite să te rog frumos, Marius, să nu mai faci nicio filmare cu bodniță. Țin mână o sticlă de apă, chiar dacă nu bei din ea. Dacă te întreabă cineva, da, du-ne, beau apă. Eu acum vorbesc, ce era să stau cu masca pe față. Nu trebuie să ne fie frică. Ți-am zis, bunicii noștri au murit, străbunicii au murit, poate, cine știe, familia lor, cineva din
s-au fost probleme, au comuniștii, ai văzut, le-au luat afacerile, le-au luat casele, le-au luat munca de o viață. Deci și noi trebuie să plătim un mic preț. Tu ai un impact asupra urmăritorilor tăi și te-aș ruga frumos un pic să fim patrioți. Neapărat să recomandăm să nu, oricum să nu ne uităm la ProTV, la știri, la Prima TV, la toate astea, la știri, că te îngrozești. Numai accidente, numai bătrâne violate și alte prostii de genul ăsta. Mai ales, Marius, gândește-te cum ar fi, pentru că ajuți animalele, iubești animalele, cum ar fi să nu se sifoneze atâția bani și să existe un plan concret pentru ajutorarea animalelor. Deci, concret. Bun. Eu mă uit acum și la mine. A fost foarte greu. Am avut febră musculară vreo 2-3 zile. Deci acum e cam a patra, a cincea zi de când am făcut acest antrenament. A avut o eficiență teribilă. Bun. Acum vorbesc pentru toți sportivii care mă urmăresc despre prioritizare și despre, de fapt nu, despre periodizarea antrenamentelor. Garantat 99% din voi nu știți de antrenamentul de 80 de secunde, deci atâta faceți. Două, maxim trei serii de 80 de secunde din antrenamentul vostru și faceți biceps, triceps, dorsali, orice exercițiu faceți. Numai că există o mare diferență. Când faceți mișcările, pozitivul și negativul, în niciun caz mai rapide de 3 secunde cu 3 secunde și ar fi bine pe contracția maximă să mențineți una, două, 3 secunde. Deci normal că nu o să mai puneți greutățile. Deci dacă făceai dorsal, să zic, poate chiar la liber, cu greutatea proprie, cu cât ai, acum o să scazi cam 10-20 de kilograme, pentru că este extraordinar de greu antrenamentul ăsta de 80 de secunde și ritmul lent. O să vedeți, o să mulțumiți. Și chiar vă rog să mulțumiți, pentru că așa creștem. Și noi și voi. Bun. Deci, ăsta e antrenamentul. Oricum îmi scrieți și eu vă răspund. N-are rost să mai vorbesc acum. Bine. Uite, Andreea acum face un posing. Andreea, deci atenție, noi avem patru copii și uitați cum arată o mamă, da? La 43 de ani. Bine. Deci vă iubim maxim și haideți să gândim pozitiv. Să creștem împreună. Uite, acum mă uit, îmi vin idei când le văd pe fetele de la aparate. Bine, fetele astea văd că fac binișor exercițiile, dar ideea este ajung la obiectivul lor. Asta e întrebarea mea. Deci multe persoane am văzut care nu ajung la obiectivul lor prin antrenamente. Bine, dragilor, gânduri bune, eu o să termin acum antrenamentul care l-am și ținem legătura.
Eu te pauză. În această pauză vă mai dau niște sfaturi pe care eu nu le-am știut și mi-am pierdut cam 5 ani din viață. Nu-mi scădea burta. Mergeam la antrenamente ca un fraier de 7 ori pe săptămână. Mă supra-antrenam. M-am înțeles de la Marius că am mai greșit și el câteodată. Nu, deschide de ca lumea. Da, aici eram foarte obosit. De la picioare n-am mai putut să fac pozii. Bun, deci odihna, dragilor, este fantastic de important. Mai bine faceți doar 3 antrenamente pe săptămână bune decât să faceți 5, dar să fiți obosit. Deci în cele 2 zile care practic vi le luați din antrenamente, o să câștigați minim 2-3 ore de somn. Deci dormiți, este mai important dormitul decât încă 2 antrenamente. Bine, cine doarme, cine doarme, ce sfat să-i dau eu? Bine, îmi scrieți, că nu pot să mă gândesc. Deci ideea e că pentru cine e neodihnit, îi spun să odihnească. Mai bine merge de 3 ori la sală, mai schimbă antrenamentele, deci să ne scrieți. Chiar vreau să vă ajut din tot sufletul. Hai mă, bagă pozing, hai vorbesc serios. Vă ajut din tot sufletul. Bagă pozing, du-te în spate la becul ăla. Ceva care mi s-a întâmplat mie, care Haide. Mă frustra un pic. Știți că unele zile, bine, nu mi s-au întâmplat multe, acum s-a odihnit, dar când eram obosit, parcă nu vrei să faci antrenament, adică dacă la piept împingeai, să zic, hai zice, cu 90 de kilograme, erau unele zile când nu puteai poate nici cu 80. Să nu vă fie rușine de acele zile. Eventual, lucrați mai mult pe exercițiu izolat, adică monoarticular, adică în loc de împins la piept, să vă dau un exemplu, lucrați doar abducția brațelor, deci, hai zicem, la cabluri sau sunt fluturările pe băncuță la orizontală. Deci fluturările. Bagă-mă! Deci când sunteți obosit, vă recomand să faceți doar exerciții izolate, nu de genul genuflexiuni sau... Ce mai este important, iarăși, când faci cu un partener, când să te ești mai puternic, amândouă, o rezolvi din execuție. Adică, dacă partenerul tău, să zic, face 10 repetări, tu o să faci tot 10, dar în dublu timpului lui. Adică el, să zicem, că face 2 secunde cu 2 secunde, contracția pozitivă și negativă, tu o să faci 4 secunde cu 4 secunde și să vizualizezi că fiecare fibră contribuie la progresul tău. Deci este fantastic, vă spun, e o mare diferență. Te gândești, o să vezi când te ridici dintr-o genuflexiune în 5 secunde, îți garantez, o să ai senzații ce nu le-ai avut niciodată. Ridică-te la o genoflexiune în 5 secunde și o să mă felicit. Eu acum, deoarece mi-am dat seama că de obicei făceam cu 95, mi-am dat seama că erau 92 jumate și o să mai adaug 2 discuri de 1.25 ca să fac. Cu toate că am fost bun la matematică și fizică, pentru că am facultate făcută fără restanțe de 6 ani, mai îmi joacă și mie memoria feste, mai ales când știu că mă adresez și unui public elevat al lui Marius. Câte? Bun. Așa. Pentru persoanele care mai au gene la articulații, vă dau cel mai bun sfat din inimă.
să apelați la Gelu Cojocaru, președintele Federației de Pangration, care este sportul mamă al K1 și MMA. Vă dați seama, de sportul mamă din acest sport din Pangration au derivat K1 și MMA. Bun, aceasta e seria tot învățată de la Marius, de fapt de la Cristian Dan, de fapt de la actor, exact, am înseamnit de actor, antrenorul actualmente al lui Cristian Dan, am înțeles. Deci la epuizare, câte repetări poți să faci până ajungi la 2-3 repetări ultimele. Deci e bestial. Sarcoplasma, stimulet, training, îl recomand. Chiar îți mulțumesc, Marius. Fără tine eram cum sunteți și voi fără mine. Fiu ploi. Deci doar împreună o să fim mai buni. Să nu ne fie frică că nu luăm nimeni, niciun client nu ne luăm. Când avem personalități diferite, Marius. Cine te urmărește pe tine, poate nu-i place cum vorbesc eu, nu-i place, nu știu, de fața mea. Nu-i place că n-am bicepsul ca al tău, logic, dar n-am cum să am. Eu m-am apucat de sport, deci la mult peste 45 de ani, îți dai seama? Deci m-am apucat cu mult peste 45 de ani. Deci, și între 45 și 51 de ani, de fapt și 52 de ani, încă mai lucram minim 8 ore pe zi. Deci minim 8 ore pe zi și cu copii, nu e chiar așa ușor. Chiar nu e ușor. Cine are, v-a spus, copii mulți, e foarte greu. Și la vârsta mea, extrem de greu. Dar am avut ambiție. O ambiție, pot să zic, Marius, cred că am aceeași ambiție ca tine. Deci o ambiție de campion. Uite, să mă învăț ceva, se spune așa, care asta m-a învățat Cristi Fechete. Tu cred că îl știi, Marius, că e senior cu tine. Cristi Fechete m-a învățat așa. Când oamenii normali se opresc, campionii mai fac câteva repetări. Deci e superb. Și ce-am mai învățat de la un culturist renumit, vine din străinătate, care nu vine numele acum. Este că nu prima durere importantă. Știți când îmi faci, uite, chiar genuflexiuni și zici, băi, nu mai pot. Nu, aia e prima durere. Importantă este a doua durere. Aia trebuie să o duci. Atunci este creșterea. Când treci de prima durere, atunci încep să fii un sportiv adevărat cu rezultat. Da, e pe mine cel țin genuflexiune, mă seacă la ficați. Bun, vă dați seama, am și 1,83 m. Cât ești mai înalt, cu atât e mai greu și plus că vă dați seama, după, v-am zis, 35 de ani de calculator, aveam articulațiile cam rigide. Din cauza asta mă și aplec în față. Deci, asta este treaba. Bun. Deci cine vrea să vină recomandat din partea mea la Gelu Cojocaru, să-mi scrie în comentarii. Vă dau și numărul de telefon, fără probleme, el ajută pe oricine. Vi-l garantez, e sfânt. Deci nu aveți nevoie de doctor, de RMN, până nu vă duceți la el. Dacă el vă recomandă RMN și doctor, da. Dar dacă el vă spune, să aveți încredere deplină. Pe mine m-a salvat de 3 ori în viață. M-a salvat extraordinar de mult. Nici nu mai puteam să mișc umărul. Nu mai puteam să ridic, să zic, fluturarea nici măcar un centimetru cu mâna liberă, frate. Deci e un magician. Deci asta mi s-a întâmplat cu umărul în interval de 3 ani de 2 ori. Și mi s-a mai întâmplat cu un picior. Deci un picior nu mai
foloseam gen târjă. Am crezut eu că întrece, dar după o săptămână nu mai puteam să-l... Deci articulația genunchiului era blocată. Bun. Bun, ia să vedem noi ce mai putem să vă spun, să vă aduc valoare, dragilor. În principiu, nu recomand, dacă faceți tare de tot, până la epuizare, nu vă recomand mai mult de 2-3 serii de exercițiu. Bine, mai puțin ăsta, sarcoplasma stimulating, pentru că faci puțin repetări. Practic aici sunt două seturi din mini subseturi. Deci Cristian Dan știu că a spus doar 5 seturi, decât de 5 repetări, numai că eu am simțit, din ce am învățat de la Timothy Ferris, am simțit că trebuie să fac 6 miniserii decât de 5 repetări. Bine, nu, asta e seria de epuizare, a zis Cristian. Bun, ia să vedem. Acum ce să nu mai spun eu, valoare. Mușchii mari, oameni buni, consumă resurse. Adică dacă ești, să zic așa, mai sărătuți cu banii, mai bine arăți fit, dar nu e nevoie să faci mușchi mari, că mai ales cei care utilizează substanțe, părerea mea e o prostie imensă dacă le utilizezi și nu participi la competiții, este o prostie. De ce? Vă stricați și tot metabolismul, vă. Cei care iau substanțe, de obicei, rămân deformați. De asta vă spune și Marius, mai bine că el e specialist. Marius a fost tânăr, el când a fost pe substanțe a fost tânăr. Dacă iei la 40-50 de ani substanțe, când te lași de ele, eu cred că e o glumă proastă. Deci nu vă gândiți, nu o să aveți tot timpul 20-30 de ani. Hai să zicem 35-40, o să aveți și 50 de ani, o să aveți și 60 de ani, o să aveți și 70 de ani, o să aveți și 80 de ani și o să regretați. Deci luați substanțe dacă aveți nevoie, nu ca să cuceriți o femeie. O femeie se cucerește cu creierul oamenilor, cu mușchi. Deci femeia cucerită cu mușchi, nu știu să zic. Asta voi, puteți să-mi scrieți. Dar o femeie cucerită cu mușchi, când tu te lași de substanțe și o să fii varză, hai să vedem dacă mai este putin. Deci aveți grijă, aveți grijă. Eu suntem trecuți, avem 45 de ani de căsnicie, oameni. Deci eu și cu Andrei avem 100 de ani. Deci chiar avem ce să vă învățăm. Deci în ceea ce privește viața, suntem doctor. Campionul. Și ce mai vreau să vă spun exact, cine duce prost cu banii, să dea banul la ban, trage și păduchele la păduche, cu Andreea și Răzvan. Sunt chestii simple, dar extrem de importante și cine vrea orice să ne scrie, oamenii. Doar împreună o să fim mai buni. Nu știu cine câștigă bani din video chat, hai să zicem, da, să ia substanțe, da. Mai bine, de fapt, da, din video chat am avut și eu, să zic, relații care în 2-3 ani și-au făcut 200-300.000 de euro. Da, voi știți. Dar bine, ăsta e urmă, e ca la fotbaliști. Și culturiștii, și fotbaliștii. Am stat să văd din urmă dacă ceva de ascultat din ce vorbea Andreea. I-am făcut observație că stătea cocoșat. Deci să nu regretați, oameni. Nu-ți mai lua energia cu postingul. Să nu regretați, pentru că nu mai puteți să dați înapoi postile. Marius a spus, am ascultat Marius tot video tău cu 20 pro și 20 contra. Dar atenție, Marius, ce nu știi tu și eu știu, este că tu ai început să, deci tu acum parcă ai 36 de ani, te-ai lăsat de vreo
3-4 ani. Deci tu ai luat de la 25-27 de ani. E o mare diferență să iei la 25-27 de ani și să iei la 40 de ani, 50 de ani. Deci aveți grijă, oamenilor. Puteți să folosiți, bine, asta poate e mare, o specialist de la Prozis sau de la alte firme, nu vreau să fac reclamă la alte firme, fac reclamă lui Marius, la Prozis. Deci acum mă apuc de seria, după cum spunea și Cristian Dan, el spunea un fel de izometrie, acum asta e tot izometrie, un pic, pentru că execuție foarte lentă. Da. Deci am pus 20-30, 2 jumate, asta înseamnă 65 cu bara, 85 de kilogram. Da, e... Am scos, stai să văd ce rămâne pe bară. Aha, deci le scop astea pe urmă. Stai să vedem ce rămâne pe bară. Și asta e seria a lui Timothy Ferris, da? A, deci am pus doar 5, deci 25. Deci 25 înseamnă 50, 75 de kilograme pe bar. Da, e ok. Deci ultima serie se face cu greutate normal mult mai mică. Pe 80 de secunde reale. Deci ați văzut, eu pun pe 1 minut 45 și până intru în poziție, se face 1 minut 22 și atunci începe execuția. Vedeți că e foarte important. Deci 80 de secunde reale, nu, adică să fie treabă științifică, da? Bun. Deci asta, o știți cum simțiți, seria asta vă iese prin tot creierul. Încet, așa frumos, ia uitați. Știți cum e? Și te gândești că fiecare fibră lucrează. Asta e un secret mare. Să vă mai dau un secret care l-am învățat și eu de la cineva. Când faceți genuflexiuni normal, asta e clar că pe călcâi, dar în momentul când vă ridicați, să mentalizați că împingeți pământul cu călcâiele și vreți să vă și, așa zis, depărtați picioarele din tălpa. Normal că talpa e fixă, dar mental vă spun. Deci ăsta e un secret care costă bani. Și încă, uitați, hai să vă dau drumul la secrete. Când vreți să faceți un antrenament scurt de tot, dar să plângeți, cum s-ar zice, faceți, bineînțeles, pe 80 de secunde reale, dar faceți 10 repetări în partea de jos. Deci faceți jumătate de genuflexiune, dar doar în partea de jos. Deci jumătate de genuflexiune în partea de jos, 10 repetări. Jumătate de, după aia faceți 10 repetări, jumătatea de sus și după aia până la expirarea timpului faceți complete. Știți cum sunt alea? O să mulțumiți, care n-am prea văzut în video. M-am uitat și eu destul de multe registrări, uite și chiar la Marius, că Marius acum e șef, să spun. La Marius n-am văzut și asta e valabil chiar și la... Da, acum o să închidă video. Da. Felicitări!